a fost afectată de pandemia de coronavirus. Cantarea ta a fost nevoită să îi anuleze concertele și evenimentele și a rămas acasă, cu familia. Nu am făcut calcule și cred că e prematur să tragem linie. Nu știm cât timp vom sta în izolare, cât va dura starea de urgență. La finalul anului vom putea să tragem niște concluzii, ba chiar și anul viitor, pentru că efectele se vor resimți, probabil, pe termen mai lung. Pot doar să vă spun că îmi susțin angajații de la casa de discuri și colegii de trupă, ca de obicei, chiar dacă nu mai avem activitate, virgulă, a declarat Andra. Andra a donat 20.000 de euro spitalului Matei Bales din București în timpul pandemiei. Am simțit nevoia să ajut, să mă implic. Deși a fost clar afectată financiar de anularea concertelor din cauza pandemiei de COVID-19, Andra a făcut un gest superb. Soția lui Catalin Maruta a donat 20.000 de euro în contul spitalului Matei Bales din capital A. Am simțit nevoia să ajut, să mă implic. Știrile mă încărcau negativ, nu aveam stare, aș fi vrut să mă duc într-un spital în care aflam că nu exista personal suficient, dar nu avem cum să fac asta, evident. Nu sunt medic. Așa că am făcut ceea ce puteam, de la distanță. Am donat cu speranța că voi ajuta cadre medicale, dar și pacienți. Este o perioadă în care multă lume dă dovada de solidaritate și empatie și sper că asta să ne ajute să depășim această perioadă grea, a spus Andra într-un interviu pentru revista Viva.